9:20, invitatul dimineții în studioul RFI, avem plăcerea să-l avem alături de noi pe ministrul Justiției Cătălin Predoiu. Luca Niculescu va realiza invitatul. Bună dimineața tuturor! Aș vrea, Luca, să spun că mi-a plăcut foarte tare declarația de ieri a domnului ministru când a spus că cheia reușitei este în buzunarul CSM, cifrul în cel al înaltei curs de casație și justiție. Da, bună dimineața! Parcă a fost cam ca în Harry Potter, nu-i așa? Bună dimineața, domnule ministru! Pare o poveste, bună dimineața! Deci a fost publicat ieri raportul de țară al Comisiei Europene privind mecanismul de cooperare și verificare. Avem, Magda, domnule ministru, extrem de multe reacții de la președintele țării până la Ani și de la prim-ministru până la ambasadorul Statelor Unite la București și v-aș întreba în primul rând, cred că ați dormit bine noaptea trecută pentru că guvernul și mai ales ministerul pe care îl conduceți ies destul de bine, chiar foarte bine ar putea spune unii, sunteți considerat vectorul principal al reformei. Este vorba de o muncă a unei întregi echipe. Această liniște, dacă vreți, s-a instalat pe parcurs și înseamnă, în primul rând, o concentrare pentru proiectele pe care le avem. Raportul din vara anului trecut a fost extrem de dur, aș putea spune. A spus lucrurilor pe nume și a arătat clar că trebuie să mărim ritmul reformelor. Mai concret, raportul din vara anului trecut a anulat practic toate progresele făcute datorită afectării cadrului legislativ al Agenției Naționale de Integritate. Imediat după aceea reamintesc că a fost convocată o sesiune de urgență extraordinară a Parlamentului. Au fost trecute legi importante, s-a muncit foarte mult pentru cadrul legislativ. Am avut și o perioadă dificilă în ceea ce privește procesul electoral din Consiliul Superior al Magistraturii, cu efectele inerente ale unui proces electoral, abordări declarative, programatice, unele chiar populiste și demagogice, dar până la urmă toate aceste lucruri s-au încheiat și acum cred că CSM-ul se poate pune mai serios pe treabă. În ceea ce ne privește, rămânem evident concentrați pe ceea ce avem de făcut. Acest raport îl privim ca un moment de etapă, nu avem o abordare triumfalistă și nici nu oprim motoarele, dimpotrivă le vom tura și mai puternic. Intrăm într-o fază extrem de complicată a reformelor, o fază în care este nevoie de implementare, adică de transpunere în viața de zi cu zi a ceea ce avem pe hârtie. Vom vorbi despre asta. Există o îngrijorare, spune poate principala îngrijorare sau cea despre care s-a vorbit cel mai mult, referitoare la amânările din dosarele de mare corupție, amânări atât de mari încât se poate ajunge la prescripția faptelor. Avem acțiuni începute de ani de zile, de 5 ani, poate de 6 ani în unele cazuri. Ce faceți aici? Raportul trage un semnal de alarmă. Este un semnal pe care Ministerul Public l-a adresat cu mai multe luni în urmă, de asemenea. Un semnal pe care Ministerul Justiției l-a receptat, un semnal pe care societatea civilă l-a adresat judecătorilor. Deci nu este o noutate, dar, iată, este o îngrijorare la nivelul Comisiei Europene, pentru că această prescripție ar putea să compromită obiectivul numărul 3 al mecanismului, combaterea corupției. Ceea ce a făcut Ministerul Justiției a fost conform atribuțiilor sale, respectiv elaborarea unui cadru normativ care să sprijine înalta curte în activitatea sa. În momentul în care am văzut că nu există un acord de principiu între Înalta Curte și CSM privind recrutarea judecătorilor la Înalta Curte, promovarea lor în această funcție. Pentru că una dintre probleme este tocmai lipsa de judecători la Înalta Curte. Atunci am intervenit. Dar acest cadru este și el de vreo 3 luni în Parlament, dacă nu mă înșel. Nu. Este de o lună de zile. Reamintesc în două cuvinte problema. Inițial, Consiliul Superior al Magistraturii, după alegeri, a propus un nou ghid privind criteriile de recrutare. Acest ghid a fost contestat în justiție de către Colegiul Înaltei Curți de Casație pe motiv de nelegalitate. El a fost invalidat și ulterior am încercat și am reușit să găsim un consens asupra unui proiect de lege pe care să-l înaintăm Parlamentului. Cred că lucrurile s-ar fi finalizat cu succes chiar din sesiunea care tocmai s-a încheiat, dacă acest consens subzista. La un moment dat a apărut un diferent cu privire la un anumit articol din lege. Sper ca în sesiunea din toamnă Parlamentul să finalizeze proiectul de lege.
Dar spuneați ieri într-un interviu pentru TVR că chiar până la acest proiect de lege, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să lucreze la niște reguli. Ce fel de reguli? Chiar astăzi, cred că pe ordinea de zi, se află un proiect de ghid refăcut care să urgenteze și să transparentizeze, dacă vreți, procesul de promovare a judecătorilor la Înalta Curte. Sper să se găsească un consens asupra acestui. Dacă el are în continuare vicii de legalitate, atunci sigur că va fi dificil de promovat, pentru că va avea probabil aceeași soartă. Dar nu numai măsurile legislative pot rezolva problema, să nu pierdem șirul discuției. Cele mai importante măsuri sunt de ordin managerial, de management al instanței și de management al dosarelor. Deci, atât la nivelul Înaltei Curți, măsuri de organizare a proceselor penale, astfel încât să existe o frecvență normală a judecății. Am mesaje și chiar măsuri pe care văd că Înalta Curte de Casație, prin conducerea ei, președinte, vicepreședinte, le-au întreprins deja și intenționează să le continue pentru o mai bună organizare a acestui proces de judecată. În același timp, managementul dosarelor propriu-zise, cred că trebuie pus în acord cu legislația care acordă judecătorului, mai ales în poziția de judecător la Înaltă Curte, pârghii ca să poată finaliza judecățile într-un termen rezonabil. Dar de ce credeți că acest lucru se va întâmpla? Cheia este, cum spuneam și ieri, în mâna judecătorilor. De ce credeți că se va întâmpla acum acest lucru care nu s-a întâmplat până acum? Eu cred că s-a mai produs în ultima perioadă, în ultimul an de la raportul trecut, un fenomen pozitiv, și anume o conștientizare într-un grad mai înalt a importanței acestui raport pentru justiția noastră, pentru România în general. S-a produs o schimbare de abordare a relației Comisiei Europene. Cred că pentru prima dată, dacă nu greșesc, președintele Înaltei Curți s-a deplasat la Bruxelles și a avut discuții tehnice cu privire la conținutul mecanismului de cooperare și verificare cu reprezentanții Comisiei Europene. Subliniez că aceste discuții au caracter tehnic legat strict de structura mecanismului, n-au nicio legătură cu activitatea de judecată din dosarele propriu-zise. Au avut loc mai multe discuții între Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție. În cadrul acestor discuții, de fiecare dată am pledat pentru înțelegerea corectă a rolului mecanismului. Au fost și declarații dure, dar corecte, după părerea mea, venite din partea președintului, care asta a și încercat, să atragă atenția asupra mizei mecanismului de cooperare și verificare. Cred că toate aceste lucruri și-au produs un anumit efect. Și deci credeți că există acel... o conștientizare mai mare a importanței? Cred că există o abordare mai potrivită, mai corectă a mecanismului de cooperare și verificare, cel puțin din partea conducerii în alte curți de casație și justiție, dar eu cred că și din partea judecătorilor în general. Să vorbim încă o dată puțin despre cadrul legislativ legat de prescripție, pentru că citeam ieri o depeșă a agenției France Press, care vorbea despre un fost deputat PSD, Vasile Savu, care a scăpat de închisoare grație prescripției speciale, o măsură, să spunem pe scurt, care permite unui acuzat să scape dacă nu a primit o sentință definitivă într-o perioadă echivalentă cu o dată și jumătate sentința maximă pe care o primește pentru acest delict. Sper că a înțeles toată lumea despre ce e vorba. Întrebare, de ce nu eliminați prescripția specială? E o chestiune tehnică. După părerea mea, în cadrele normative existente, bazate pe principii consacrate ale dreptului penal, aceste procese pot fi judecate până la împlinirea prescripției. De altfel, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, recent a adoptat o decizie cu caracter de îndrumare, care, sigur, va contribui la, eliminarea acestui spectru al prescripției. Nu sunt de părere că trebuie să modificăm legile ori de câte ori avem o problemă în implementarea lor. Dacă problema e la implementare, atunci să se rezolve la nivel de implementare. În alte cuvinte, nu cred că e potrivit să cerem legislatorului ceea ce trebuie să facă judecătorul. Dar această prescripție specială nu există în alte țări europene, țările care au dat dreptul, nu există în Franța, nu există în Marea Britanie. Există sisteme de drept diferite, cu tradiții diferite, cu concepte care să răspândesc în tot sistemul, uneori sensibil diferite. Oricum,
această măsură nu cred că ar rezolva problema, pentru că știți foarte bine că numai legea penală mai favorabilă retroactivează. Deci nu cred că am putea în niciun fel legislativ să îngreunăm soarta inculpaților din aceste dosare. Repet, soluția este la judecător. Soluția înseamnă implementarea pârghiilor legislative pe care le au la dispoziție și le au, mai ales în ceea ce privește legea micii reforme, au suficiente texte ca să urgenteze judecata acestor procese. Această urgentare înseamnă, de fapt, punerea ritmului procesual într-un cadru normal. Am observat și ieri critici legate de această abordare cu privire la accelerarea judecăților. Și criticile veneau, să spunem, pe o argumentație care ține de calitatea actului de judecată. Se spunea, dacă se produce această accelerare, dispare calitatea actului de judecată, nu se mai respectă garanțiile, etc. Cred că este nu o logică greșită, dar este o logică mișcată, dacă vreți, de la realitatea concretă. Realitatea concretă este că în acest moment sunt întârzieri. Realitatea este nu că s-au produs accelerări forțate ale cursului judecăților, ci dimpotrivă s-au produs amânări artificiale a unor judecăți pe termene cerute de către avocați, care își fac, bineînțeles, datoria lor să-și apere clientul, dar care nu au fost totdeauna bazate pe motive solide. Și ceea ce s-a observat este o oarecare larghețe. Într-adevăr, asta apare și în raportul comisiei. De ce? Deci și ce trebuie să eliminăm aceste practici, dacă vreți, și este un efort de convingere. Noi explicăm ce credem că este bine să facă. Până la urmă, judecătorul are decizia. De asta am spus, cheia este în mâna lor. Nu este în mâna legislatorului cheia judecății acestor procese, și foarte bine că nu este. Am receptat și ironia unei asociații profesionale care ne îndemna să judecăm. Nu judecăm noi și nici nu vrem să judecăm noi, executivul sau legislativul. Nu asta este menirea executivului sau legislativului. Noi punem la dispoziție un cadru normativ și cred că acest lucru s-a făcut, e consacrat chiar și de raport. Da. Existența unui cadru normativ care este în linie cu standardele europene. Ca să închei cu această prescripție specială, nu aveți de gând să o eliminați, pentru că citez o sursă europeană care spunea că are efecte devastatoare asupra credibilității justiției. Repet, și este mesajul care ajunge peste am tot. Am văzut și ieri poziția unui fost ministru de justiție care reflectează asupra unui proiect de lege. Putem discuta despre prescripție în viitor. O putem face plecând de la condițiile concrete ale sistemului nostru judiciar. Putem face plecând de la tradițiile dreptului nostru, dar trebuie să știm două lucruri. Dacă vorbim de dosarele care sunt pe rolul în alte curți de casație și justiție, atunci rezolvarea corectă este aplicarea legii de către judecători în aceste dosare. Legea așa cum este acum. Dacă vorbim de o reformă în viitor, atunci trebuie să cântărim dacă este bine să schimbăm principii fundamentale ale dreptului penal românesc numai datorită unui context pe care îl avem în prezent, sau putem păstra aceste principii și îmbunătăți condițiile materiale logistice ale judecătorilor, iar CSM să îmbunătățească pregătirea lor profesională. 9:34, ascultați RFI, Cătălin Predoiu, ministrul justiției, invitat în studio. Horaciu Dumbravă, de la Consiliul Superior al Magistraturii, spunea că dădea vina, de fapt, pe cearta și pe gâlceava instituțională care îngreunează procesul de modernizare a justiției. Între cine și cine ceartă și gâlceavă? Păi, din câte am văzut, cearta și gâlceavă există în general în ședințele planului CSM. Interinstituțional a existat totdeauna o colaborare cât se poate de normală, materializată în rezultate. Vă reamintesc că proiectul legii micii reforme, care a fost promovat în Parlament după ce inițial asociațiile profesionale le-au respins. Toată vara anului trecut am stat de vorbă cu aceste asociații până când am ajuns la un consens. Când a fost promovat în Parlament, a fost promovat cu sprijinul atât a Ministerului Justiției, cât și a CSM-ului în alte curți și asociațiilor profesionale. Rezultatul a fost că în Parlament proiectul a fost adoptat, dacă nu mă înșel, doar câteva voturi împotrive și câteva abțineri. Deci o foarte solidă majoritate. La fel s-a întâmplat când inițial am elaborat proiectul legii privind promovarea judecătorilor la înalta curte. Pe de altă parte, noi nu trebuie să confundăm cearta și gâlceava cu dezbaterea și critica constructivă. Nu poți să stai cu mâinile încrucișate când vezi că un coleg sau o instituție merge într-o direcție greșită. Toate semnalele pe care noi le-am adresat
în plenul CSM pe parcursul acestor prime 8 luni din acest an, 7-8 luni din acest an, s-au reconfirmat în raportul de țară. Raportul de țară spune explicit Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să continue, trebuie să demonstreze voința de reformă și mai adaug într-o altă parte o frază cheie, succesul reformelor depinde de Consiliul Superior al Magistraturii. Deci, parabola pe care eu am folosit-o își are explicația, dacă vreți, în această realitate. Atribuțiile și puterile în sistemul judiciar sunt eminamente în mâna Consiliului Superior al Magistraturii. Adică... Sunteți dezamăgit de CSM? Pentru că l-am auzit pe președinte spunând că este. Când am intrat în această funcție, mi-am propus să nu fiu dezamăgit de nimic și să iau lucrurile așa cum sunt, încercând să ajung la un rezultat. Câteodată dezamăgirea mai presus de ceea ce avem. Este să continuăm drumul și drumul nu poate fi în acest moment decât al acțiunii. A începe acum din nou să facem programe, să facem comisii la comisii, cum am văzut că se propune, să facem o comisie, să fim mediatori, paramediatori, lianțe, să facem mese rotunde. E inutil, știm ce trebuie făcut. Scrie de altfel, dacă nu știm, putem să citim în raport. Ne scriu acolo câteva lucruri colegii de la Comisia Europeană, pentru că îi privesc ca pe colegi, și concordă cu ceea ce noi am propus în strategia Ministerului Justiției, concordă cu ceea ce la un moment dat membrii CSM, bună parte din ei, și-au propus în campanie electorală. Hai să facem ce știm că trebuie făcut. Și după ce terminăm acea listă de recomandări, poate, dacă nu avem ce face, să mai facem niște comisii. Dar, deocamdată, avem atâta lucruri de făcut, încât orice discuții programatice nu și-au sensul. Programele sunt, există. În bună măsură sunt realizate. Cadrul legislativ, o spune și raportul, e făcut. Hai să vedem ce e de făcut mai departe, concret. CSM-ul trebuie să plece asupra sistemului judiciar și să investigheze exact unde sunt dezechilibrele de personal în mod real. Să vadă dacă într-adevăr înregistrarea dosarelor se face conform regulamentelor CSM și dacă nu cumva se fac erori sau chiar mai mult decât atât greșeli voite în modul de înregistrare și raportare a volumului de muncă. Să vadă, deci, dacă volumul de muncă este real. Să vadă dacă programul volumului optim de încărcare este corect făcut. Noi spunem că nu e corect și am trimis documente la CSM. Sincer, când să vadă dacă face nu trebuie luat judecători de la stânga și trebuie puși la dreapta sau invers, de la dreapta și la stânga, pe orizontala sistemului judiciar. Să discute cu șefii de instanțe, să-i convingă de faptul că acest raport trebuie dus la îndeplinire al mecanismului de cooperare și verificare, să discute cu șefii de instanță și să îi încurajeze în a crea o emulație la nivel de sistem, o altă mentalitate care să răspândească printre judecători, să lucreze cu noi împreună la regândirea schemelor de personal după ce vom avea studiile de impact. Să facem împreună lobby la Ministerul Finanțelor să obținem mai multe fonduri pentru justiție. Că sunt multe și nu mai avem mult timp. Aceste lucruri care sunt concrete, poate nu sunt spectaculoase și poate că sunt mărunte, vor fi de mare efect. A începe acum să discutăm despre comisii, despre pacte naționale, transnaționale, multinaționale, interplanetare, despre sprijinul justiției, mi se pare o joacă de campanie electorală. S-a terminat campania electorală, trebuie să mai trecem și la treabă. Începe alta în curând. În declarația pe care ați făcut-o ieri după amiază la minister, spuneați că unele state ne-au pretins un raport bun. Ei bine, acum îl au, dar iată ce spune ministrul olandez al afacerilor europene, Ben Knapen: statul de drept încă nu a atins nivelul dorit, nici în România, nici în Bulgaria. Ce răspundeți? Noi am discutat cu domnul Ben Knapen la București, a plecat extrem de încântat de la Ministerul Justiției, merg probabil, dacă se confirmă programul, în Olanda în septembrie, vom continua să arătăm realitatea și realitate reflectată și de către acest raport. Suntem pe un drum foarte bun, ni s-a cerut un raport bun, îl avem, este pe masă. Da, dar el spune statul de drept n-a atins nivelul dorit. Este inacceptabil, bineînțeles, o astfel de evaluare. Bun, și noi ne dorim o îmbunătățire permanentă, numai a statului de drept, ci în general a construcției europene, o respectare a regulilor europene în toate privințele, inclusiv privire la accesul pe piața muncii, o Uniune Europeană mai puternică, mai deschisă spre competiție. Toate aceste lucruri le dorim și noi. Este un proces, cum bine știm, desfășurat într-o perioadă dificilă, de criză. Să nu uităm totuși că România a făcut mari sacrificii și și-a propus acest program de modernizare a justiției într-un moment în care resursele bugetare au scăzut permanent. Nu numai în România, ci și în alte state membre ale Uniunii Europene. Deci eu cred că e momentul
să se constate eforturile României și să se arate mai multă solidaritate europeană față de acest proiect. Există și opinii la polul opus, vedeți ministrii polonezi, ministrii ungari, care ne încurajează și recunosc că facem eforturi cu rezultate. Da, dar ei până acum nu au fost printre cei care s-ar fi opus aderării la Schengen, făcând legătura cu mecanismul de cooperare și verificare, pe când Olanda, da. Și de asta cred că trebuie văzut tot tabloul și nu numai o țară sau alta. Da, este important. Nevoie de unanimitate ca să intrăm în Schengen. Am spus-o și ieri despre mecanismul de cooperare și verificare și proiectul Schengen, nu vorbim în aceeași propoziție. Sunt două lucruri care nu au nicio legătură, o repet. O spuneți, dar sunt unele țări care o fac, care fac legătura. Și noi vom continua să le explicăm că nu trebuie făcută această legătură. Și o fac de un an de zile a început. Da, deja intrăm pe un teritoriu al politicii externe. A fost și ministrul de externe la un moment dat. Să conchid într-un mod mai diplomatic, spun că așteptăm cu încredere luna septembrie. Când va fi o reuniune la Bruxelles, un consiliu... Cu încredere și cu argumente. Cu argumente suplimentare, da, față de acest raport? Veți mai avea ceva în plus? Argumentele pot fi întotdeauna, cum să spun, mai bine explicate, mai bine pledate. Noi vom continua acest demers. Ajungem spre finalul emisiunii. Dacă până în 2012 facem, România îndeplinește și se ține de cele 17-18, nu știu câte sunt până la urmă, recomandări, mecanismul de cooperare și verificare la aniversarea celor 5 ani va dispărea. Foarte sincer, credeți că justiția română va fi suficient de solidă după aceea încât să nu aibă nevoie și de o verificare, de o monitorizare externă? Uitați, chiar mecanismul de cooperare și verificare ne dă răspunsul la această întrebare. Primul obiectiv, primul benchmark din mecanism este consolidarea capacității instituționale a Consiliului Superior al Magistraturii, întărirea eficienței sistemului judiciar. Dacă aceste două lucruri se produc, dacă avem un CSM care este consolidat instituțional, matur, eficient, hotărât să fie nu numai garantul independenței justiției, dar să fie și un regulator al sistemului în sensul integrității și calității profesionale. Și dacă nu mai avem termene lungi și avem judecăți în termene rezonabile și de o calitate europeană, atunci aveți și răspunsul. Nu mai e nevoie nici de MCV, nici de un supra-MCV. Dacă toate aceste lucruri din mecanism se realizează, atunci însăși rațiunea lui este împlinită. Se poate împlini deci asta... răspunsul este în mecanism. Se poate împlini asta într-un an? Se poate face într-un an? Am declarat recent, dacă cei 50-60 de lideri formal și informal din sistemul judiciar își pun în minte să pună pe fix sistemul judiciar, o pot face. O pot face. Legislativ, totuși, nu aveți temeri, pentru că dădeați exemplu anii la începutul interviului, anii de anul trecut, când căruia au fost amputate aripile printr-o... Problema, anticipez puțin întrebarea, dacă avem o piedică din Parlament sau din mediul politic. Problema, o spune și acest raport și o spun și eu de câteva luni bune, nu mai este voința politică în România. Voința politică pentru reformă a fost probată și demonstrată și la nivelul guvernului și la nivelul Parlamentului. Uitați-vă că toate legile privind justiția și reforma justiției au trecut cu o largă majoritate, cu o majoritate care a depășit majoritatea care susține guvernul. Deci există în Parlament suficientă voință politică pentru a sprijini reforma justiției. Totul este ca această legislație să fie acum implementată. Indiferent de partidul care e la putere. Eu cred că, indiferent de partidul care e la putere, obiectivele justiției trebuie urmărite și implementate. Și semnalele care vin din Parlament sunt încurajatoare în această direcție. Ceea ce mai trebuie să facem, nu vreau să ocolesc acest lucru, la nivel de executiv, este să prioritizăm din toamnă mai bine, din punct de vedere financiar și logistic, sistemul judiciar. De câți bani ați avea nevoie? Vom vedea după ce vedem studiile de impact, care, repet, nu reprezintă pentru mine, cel puțin, un panaceu, dar vor indica să spunem, evaluare generală după ce discutăm cu CSM-ul, dacă și dânșii ne dau date corecte din sistem, după ce vorbim cu președinții de curs de apel, vom avea un ordin de mărime. Dar, am spus totdeauna, investițiile trebuie să vină numai după ce facem o evaluare corectă, profesionistă, exactă. Nu putem risipi banii doar pentru că știm că în general este o nevoie. Da, știm acest lucru. În general este o nevoie în sistemul judiciar de mai mult sprijin din punct de vedere logistic. Să ne spuneți nici cam ce ordine de mărime. Nu vreau să mă hazardez și să avansez o cifră până nu vedem exact despre ce e vorba. Prim-ministrul ce spune? Ați discutat cu el, mi-închipui, de multe ori. Domnul prim-ministru susține aceste demersuri.
Ultima întrebare, domnule ministru, raportul este și pentru România și pentru Bulgaria, a fost mai bun pentru România anul acesta decât pentru Bulgaria. Cele două țări au fost într-un fel până acum la pachet. Există posibilitatea ca ele, nu știu, să fie decuplate la un moment dat, dacă una dintre ele merge mai bine decât cealaltă, nu știu, să se păstreze MCV-ul pentru ea și pentru cealaltă, nu? N-am reflectat niciodată asupra acestei posibilități, pentru că ne-am concentrat strict pe culoarul nostru, am încercat să alergăm cât mai repede și cât mai corect pe culoarul nostru, ca să spun așa, dar păstrând un dialog profesional cu ministrul bulgar, am citit și, și raportul bulgar, este într-adevăr puțin exigent în ceea ce privește rezultatele instituțiilor anticorupție. Deci la ei instituțiile anticorupție nu merg atât de bine cum merg la noi, DNA-ul și ANI și în general Ministerul Public. Ministerul Public la noi și DNA-ul, ca și DICOT-ul pe partea de crimă organizată, au rezultate. Cătălin Predoiu, ministrul Justiției, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în direct la RFI. Ascultați RFI România, 9:46 de minute.